Naționala de tineret Under 21 a României a reușit să se califice marți la campionatul european de fotbal de anul viitor. Este o calificare consecutivă obținută de naționala mică. În ultimul meci din grupă, băieții lui Adrian Mutu au remizat cu Danemarca scor 1-1, punct care ne-a adus la turneul final de anul viitor, pentru că am terminat în top 5 al locurilor 2. Partida decisivă pentru calificarea la Euro România-Danemarca a fost arbitrată de centralul Gheorghe Vădaci Horia din Georgia. În vârstă de 43 de ani și arbitru internațional din 2007, Vădaci Horia a mai arbitrat de două ori naționale de junior ale României și odată o echipă de club din Liga 1. Meciul s-a desfășurat pe stadionul Ilie Oană din Ploiești de la ora 20:30. Șutul lui Laursen și este 1-0 pentru Danemarca. Primul șut pe poartă, primul gol pentru danezi. Nu au jucat nimic în prima repriză. Din păcate, această intervenție a lui Pașcanu ne-a făcut să fim în dezavantaj. Trebuie să spunem din nou că n-a prea fost sau nu a fost penalti din ceea ce am văzut pe relori. Balonul ajunge la Olaru. Olaru, șutul lui Olaru! Bară! Acum Moruțanu centrează și este gol! Gol! România! Costache, cel care a ratat atâtea oportunități, până la urmă reușește să aducă egalarea pentru România. Ar putea fi golul care să ne ducă la turneul final al campionatului european. Mutu și jucătorii lui au sărbătorit pe teren calificarea la Europeanul din 2021. Am făcut istorie, nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva în istoria României, ca Naționala de tineret să se califice la două campionate la rând. Suntem foarte fericiți. Am făcut din nou o țară întreagă mândră. E un lucru important pentru mine, bineînțeles, ca antrenor, pentru această generație de băieți extraordinari. Într-adevăr, sunt niște fotbaliști de excepție și o să vedeți că pe viitor ei vor forma naționala mare.